Vă salut cu drag, și în această seară, dragi telespectatori, și vă spun bun venit la emisiunea Vieți schimbate. De multe ori, facem lucrurile în viață pentru că așa le-am apucat, pentru că așa ne-au învățat părinții, pentru că așa ne-au învățat alții și. Târziu realizăm în viață că de fapt acele lucruri nu sunt ale noastre, nu ne aparțin, nu au fost dorința noastră. Pe de o parte este clar că nu putem să venim în viață cu niște informații. Toate le primim pe parcurs, mai ales dacă vorbim de cele cognitive. Însă, pe parcursul vieții, foarte mulți oameni, foarte mulți dintre noi intrăm pe pilot automat și nu mai face indiferența între ceea ce este al nostru și ceea ce este al altora. Lucrul acesta poate fi aplicat în aproape toate domeniile vieții, inclusiv în cel religios, în care noi preluăm religia de la părinți sau de la bunici sau de la niște preoți, niște pastori de la o biserică, putem prelua forma de închinare, putem prelua ideile, o anumită ideologie, religioasă, o anumită orientare, o anumită înțelegere a scripturii și poate că dacă există vreun moment de iluminare, mai târziu în viață, unii dintre noi ne mai trezim, dar alții murim cu impresia că având Dumnezeul altora în viața noastră, este de fapt Dumnezeul nostru este o mare, mare autopăcăleală în care cad cei mai mulți. Și asta nu face decât ca oamenii să trăiască ori în frustrare, ori să trăiască în inconștiență și în felul acesta să nu poată gusta viața aceasta din plin. Inclusiv în istoria biblică am întâlnit oameni care ani de zile s-au închinat Dumnezeului Tatălui și al bunicului și nu puteau să spună despre Dumnezeu Dumnezeul meu decât foarte, foarte târziu în viață. Un astfel de exemplu este Iacov, marele patriarh Iac Iacov, părintele lui Israel, care după aceea a primit un alt nume din partea lui Dumnezeu, Israel. Despre momentele acestea în care el subliniază clar în declarațiile lui că Dumnezeu este al lui Avram, și al lui Isaac, Dumnezeul Tatălui meu și așa mai departe. Sunt niște versete care apar ca niște light motive în cartea Genezei. Și aș vrea să începem de la capitolul 27, momentul în care Iacov Ia binecuvântarea lui Esau, dacă poate fi folosit termenul acesta. Cel puțin în capitolul acesta așa pare că Iacov, învățat de mămicuța lui, grijulie și foarte, foarte iubitoare față de tatăl său, care nu mai vedea bine la o vârstă înaintate, s-a gândit să-l păcălească și să să ia binecuvântarea Ca o mică paranteză pentru toți cei care cred în mitul aranjării căsătoriilor de către Dumnezeu Să știți că această căsătorie a fost chipurile făcută de Dumnezeu Și dacă ne uităm la tipul de relație care a fost între, uh, între Isaac și Rebecca, ne dăm seama că a fost o relație cât se poate de disfuncțională. Așa că aruncați în aer poveștile astea: că postiți nu știu câști, Dumnezeu vă trântește partenerul uh, potrivit în viață. Dacă nu aveți minte și dacă nu aveți valori, nu o să faceți nimic. Dumnezeu nu se bagă în aspectele acestea. Da, ne spune, ne sfătuiește care să fie valorile uh, și principiile după care să ne alegem un partener, dar Dumnezeu nu spune el pe cutare sau pe cutare. Am închis paranteza aceasta. În uh, uh, această istorie a lui, a lui Iacov, vedem că a plecat de la ideea că poți să forțezi puțin mâna lui Dumnezeu. Nu ți este suficientă promisiunea lui, nu este suficient că Dumnezeu spune că te va binecuvânta, ci poți să. Uh, Poți, cu ghilimele de rigoare, să intervii și tu acolo, să-l forțezi pe Dumnezeu să facă ceea ce vrei tu, când vrei tu, folosind mijloace mai puțin ortodoxe. Și cât este el de patriarhul Iacov, o să vedem aici că Iacov a folosit minciuna în mod repetat. În capitolul 27, când Rebecca ascultă dialogul dintre Isaac și fiul său, Esau. Vine și spune lui Iacov, auzi, uite, babacu vrea să-i dea binecuvântarea lui frate. Tu. Acum, te rog, du-te, prindem doi iezi, îi fac eu o mâncare cum îi place lui, că știu eu ce îi place, și te du să iei binecuvântarea. Mamă, dar știi că dacă se întâmplă să mă depisteze, mă aleg cu blestem. Lasă, zice, blestemul ăsta să cadă peste mine. Și bineînțeles că mama lui l-a învățat să mintă. Da, să mintă cu nerușinare. Și aici, în uh, capitolul uh, 27, începând cu versetul 18, se spune că Iacov a venit la tatăl său și a zis, Tată, iată-mă, a zis Isac. Cine ești tu, fiule? Păi, glasul parcă este străin. Nu ești tu celălalt? Iacov a răspuns tatălui său. Eu sunt Esau, fiul tău cel mai mare. Am făcut ce mi-ai spus. Scoală-te, rog, te șez de mănâncă din vânatul meu pentru ca să mă binecuvânteze sufletul tău. Observați cum curg minciunile una după alta? Și nu vorbim aici despre un om de nimic, despre un om care nu are de-a face cu Dumnezeu, despre un om care nu are niciun fel de scrupule. Nu, avem de-a face cu Patriarhul Iacov, care în momentul când se vede pus în fața unui fapt împlinit că trebuie să mintă, minciunile au venit în cascadă. Iată-mă, prima minciună. A doua, eu sunt Esau, fiul tău cel mai mare. A doua minciună. A treia, am făcut ce mi-ai spus. Scoală-te, rogute, șezi și mănâncă din vânatul meu. Foarte interesant. Vânatul lui ăsta nu știa să prindă nicio cioară, niciun porumbel, da? Păi să, să prindă el căprioare și așa mai departe, da? Dar observați cât de ușor își face loc minciuna în viața noastră. Și oamenii aceștia, și poate că și noi, avem pretenția că îl cunoaștem pe Dumnezeu, avem pretenția că noi suntem fii ai legământului și ne rugăm pentru alții să se pocăiască. Mai aud rugăciunile acestea șablon prin biserici. Doamne, adu-i pe cei care sunt departe de tine, în casa ta, în staulul tău, binecuvântează-i, Doamne, pe cei care sunt pe calea pierzării. Dragii mei, aș vrea să înțelegem că distanța între calea pierzării și calea mântuirii este foarte mică. Dacă vorbim de atitudine și de posibilitatea de a te schimba dintr-o parte în alta. Și mulți dintre noi stăm acolo pe linie, ba o minciunică, ba cu legământul și cu Dumnezeu și cu credința, mai sărim dincolo cu minciunica, mai cu un furt, cu o șmecherie și cu uh, câte o țeapă pe care o mai oferim câte cuiva, și, vai, nu suntem oamenii lui Dumnezeu. Observați cum curg minciunile. Scoală-te! șez de mănâncă din vânatul meu pentru ca să mă binecuvânteze sufletul tău. O, nesimțire crasă, cât se poate de crasă. Da? După ce că și minte tatăl care nu mai vedea bine, mai vine și să pretindă binecuvântare. Isaac a zis fiului tău, cum l-ai găsit fiule? Și Iacov a răspuns, Fiți atenți că nu era chiar așa de naiv nici, nici tatăl său, pentru că știa că te duci la vânat, nu prinzi așa ușor o căprioară sau da, un pui de cerb. Sau... Dar omul dispus la compromis și cu o gândire șubredă, sau un om care este dispus să facă tot timpul tot felul de, de șmecherii ca să păcălească, este tot timpul pregătit să mintă? Sau are răspunsurile prefabricate? Și aici, în versetul 20, când îl întreabă tatăl său: Cum l-ai găsit, fiule? Iacov a răspuns: Domnul Dumnezeul tău mi l-a scos înainte. Domnul m-a binecuvântat. Domnul mi-a dat că am furat, Știi? Știți cum să zice. Domnul să fie lăudat că este bun și atâtea ne-a oferit, dar numai eu știu cum am făcut lucrurile respective. Nu aș vrea să devin cârcota sau cu surgiu, dar fiecare dintre noi ne știm și aș vrea să pun înaintea noastră scenariul acesta în care tu crezi atât de puternic în, în mintea ta, ți-ai înfipt gândul acesta că ești al lui Dumnezeu, că ești pe calea lui Dumnezeu și minciuna este lipită de tine. Și în secunda a doi te duci la minciuna și când Dumnezeu îți mai pune o oglindă în față, Domnul mi l-a scos în față. Domnul mi l-a scos înainte. Da, foarte frumos, pios, tare, Iacov. Și apoi îi zice să apropie, să-l miroase, să pipăie, să vadă dacă este uh, pielea lui sau a lui Esau, pentru că Esau era roșu la, mai roșu la culoare și mai păros. Și în versetul 24, Isac a zis, tu ești deci fiul meu Esau? Și Iacov a răspuns, eu sunt. Deja mințise atât de mult că și intrase în rol, ca un actor la teatru. Știa atât de bine rolul, încât a zis, dacă acum aratez, ratez pentru totdeauna. Eu sunt impostorul ideal. S-a dus, i-a dus mâncarea la binecuvântat și apare și e La care Isaac rămâne cât se poate de surprins și încurcat. Și nu mai putea să ia binecuvântarea. Știți, noi mai, am mai inventat nebuniile astea cu excomunicările, cu darea afară din biserică, cu retragerea hirotonirii. Dar astea sunt niște baliverne inventate de biserică pentru a avea control asupra, asupra cuiva. Pentru că în scriptură se spune că ce binecuvântează Dumnezeu, El binecuvântează pe vecie. Și momentul în care Dumnezeu oferă binecuvântarea cuiva, doar El poate să-i o ia. Nu oamenii. Oamenii sunt caragioși când se pun în locul Lui Dumnezeu. Acum ți-am dat, acum ți-am luat, acum te binecuvântăm, acum te excomunicăm. Nu, nu este așa ceva. Gândiți-vă la un aspect legat de Saul, da? care era demonizat. Și cu toate acestea... David îl privește în continuare ca fiind unsul Domnului. Apoi, dacă vorbim despre situațiile în care Dumnezeu îi pedepsește pe și săi, el a ales când se i scoată din, din lucrarea lui. Vorbim de el, nu? De fiii săi. El a ales. Nu noi oamenii alegem, punem și scoatem afară pe cine vrem, ci Dumnezeu face lucrul acesta. Apoi, spune Isaac, în versetul 33, că s-a înspăimântat foarte tare și a zis, cine este atunci cel ce a, a prins vânat și mi l-a adus? Eu am mâncat din toate înainte de a veni tu și l-am binecuvântat. De aceea va rămâne binecuvântat. Adică nu putea să zică, îmi retrag binecuvântarea, pentru că era un impostor. Nu! Odată ce ai binecuvântat, rămâne binecuvântat. Bineînțeles că Dumnezeu nu a stat indiferent la modul în care a lucrat aici Iacov. Și dacă ne uităm la viața lui, putem vedea că a suportat din plin consecințele acestei alegeri sau al acestor alegeri pe care le-a făcut până când a devenit un fiu adevărat al legământului. Noi, când suntem așa mai fără minte, credem că putem să scurtăm lucrurile atât în viață, cât și în, via în viața profesională, cât și în cea spirituală, să mergem într-o zonă pe o scurtătură, astfel încât să nu depunem atâta efort, să nu avem parte de atâta suferință, de atâtea probleme. E mai simplu așa. Însă Dumnezeu zice, ok, dacă alegi această cale mai scurtă, o să suporți consecințele. Și prima consecință a fost că și-a pus în spinare ura fratelui său. Și a zis, babacul moare acuș. Sunt aproape zilele lui de, de jale și am să-l omor. Rebecca, mămicuța, grijulie, sfătuitoare, a, auzit uh, care erau gândurile lui Esau și a spus, vezi că asta și-a pus în gând să te omoare. Fă ceva și, nu știu, du-te la fratele meu la ban, acolo, departe, de unde m-a luat taicat. Și Iacov a fost nevoit să plece, a fost nevoit să fugă. Cu toate că drumul acesta spre cunoașterea lui Dumnezeu este dureros, cu toate că facem greșeli pe drumul acesta, văd împletite în aceste pasaje biblice mila, îndurarea lui Dumnezeu cu dreptatea. Nu îl scutește pe Iacov de suferință și de greutăți, nu îl scutește de consecințele alegerilor sale, dar pe de altă parte, îl protejează, îi păstrează viața, îl binecuvântează, îl ajută să câștige averile pe care le-a câștigat și să se întoarcă din nou cu bine acasă. Dar până să ajungă să spună că Dumnezeu este Dumnezeul lui. Au trecut ani buni. După calculele mele, poate mă înșel, mă corectați voi, um, Iacov a plecat de acasă undeva pe la vreo 70-77 de ani. Hm. Alții la vârsta asta încheie socotelile, nu? Sau poate chiar mai devreme. Dar atunci oamenii erau mai longevivi. Undeva pe la 70-77 de ani. A plecat de acasă. Nu era un tânăr din ăsta novice, un țâcă fără minte, un copil uh, imatur, un infant. Nu! Era pur și simplu un bărbat în toată firea. Care nu-l cunoștea cu adevărat pe Dumnezeu. Și-a plecat ca să se ascundă de fratele său. S-a dus spre Mesopotamia și... Spune capitolul 28, începând la versetul 10, așa... Iacov a plecat din Berșeba și a luat drumul spre Haran. A ajuns într-un loc unde a rămas peste noapte, că a sfințise soarele. A luat o piatră de acolo, a pus-o căpătăi și s-a culcat în locul acela. Era un loc pustiu. Era un loc unde, poate, animalele sălbatice uh, erau prin, prin zonă, era foarte înfricoșător să dormi singur acolo, nu tu pușcă, nu tu armă, nu tu armură, nu tu casă, nu tu adăpost în câmpul liber, să spui o piatră sub căpătâi și haina și gata, să dormi acolo. Era foarte, foarte greu ceea ce suporta, însă n-avea ce face. Ca să ocolească probabil rutele mai cunoscute în care l-ar fi putut găsi sau cu uh, galații lui, a trecut prin zonele pustii. A ajuns într un loc unde a rămas peste noapte, căci a sfințise soarele. A luat o piatră de acolo, a pus-o căpătâi și s-a culcat în locul acela. Și a visat o scară rezemată de pământ, al cărei vârf ajungea până la cer. Îngerii lui Dumnezeu se suiau și se pogorau pe scara aceea. Foarte interesant că se spune despre îngerii lui Dumnezeu că se suiau și se coborau în Cuvântul Lui Dumnezeu sunt unele detalii care sunt de-a dreptul revelatoare. Și de multe ori trecem așa, la rând, peste Cuvântul Scripturii, și sărim peste aceste detalii care ne oferă atâtea lucruri încurajatoare. Îngerii Lui Dumnezeu se urcau și se coborau, semn că ei erau acolo. Nu coborau și se suiau înapoi. Adică să fie undeva departe de tine, de problemele tale, de viața ta și să aștepte așa ca Dumnezeu să-i trimită. Nu, ei erau acolo. Îngerii, zice, se suiau și se coborau. Apoi, Domnul stătea deasupra ei, adică deasupra scării și zicea, Eu sunt Domnul Dumnezeul tatălui tău Avram și Dumnezeul lui Isaac. Pământul pe care ești culcat, îl voi da ție și seminței tale. Eu sunt Domnul Dumnezeul tatălui tău Avram și Dumnezeul lui Isaac. De ce nu și Dumnezeul lui Iacov? Te-ai întrebat vreodată dacă Dumnezeu este cu adevărat și Dumnezeul tău în viața ta? S-ar putea să preiei experiențele altora, poveștile altora, gândurile altora, ideile altora, experiențele altora, să ți le personalizezi oarecum și să zici, A, astea sunt ale mele. Nu, te-ai gândit vreodată dacă Dumnezeu spune despre tine la fel cum i-a spus și lui lui Iacov, eu sunt Dumnezeul lui X, al lui Y, al lui Z? Da, mai puțin al tău. Deocamdată nu sunt al tău și avea o anumită vârstă. Sămânța ta va fi ca pulberea pământului, observați că făgăduințele se fac uh, într-un viitor uh, un pic mai îndepărtat, dar ideea este că Dumnezeu nu se prezintă ca fiind Dumnezeul lui, cel puțin deocamdată. Cu toate că îi făcuse o profeție Rebecăi, că va stăpâni, că va fi binecuvântat, că va stăpâni peste celălalt mai mare și așa mai departe, cu toate acestea, la momentul în care Dumnezeu vorbea atunci, Iacov nu era prins în formula aceasta. Eu sunt Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov, cum a fost mai târziu, ci sunt doar Dumnezeul lui Avram și a lui Isaac. În visul acesta, Dumnezeu îi face o făgăduință extraordinară, că îl va păzi, că va fi cu el pretotindeni, și aici este, este bunătatea lui Dumnezeu, că deși nu-l cunoaștem, deși experiențele din viața noastră nu arată că suntem atât de aproape de Dumnezeu, ca să putem spune că este Dumnezeul nostru, pe bune. Cu toate acestea, Dumnezeu ne păstorește cu dragoste și cu multă grijă ca să ajungem în postura aceea de oamenii credinței, de oameni cu experiență spirituală, care vorbesc din trăirile lor, nu din trăirile și spusele altora. La momentul începerii credinței este normal să preiei dintr-o parte, într-alta, dar trec 10, 15, 20, 30, 40, 50, 70 de ani. Și lucrurile să fie tot la fel. Iacov s-a trezit și a zis, cu adevărat, Domnul este în locul acesta și eu n-am știut. Cu adevărat, Dumnezeu este în locul acesta și eu n-am știut. Și nu este doar o declarație așa cum avem noi poezioarele religioase și frazele uh, gata făcute. Dacă ne gândim la ceea ce spune Iacov aici, câte sunt domeniile în viața noastră unde noi nu știm că este Dumnezeu acolo? Începem să ne enervăm, să ne pierdem cumpătul, să cădem în tot felul de depresii, să cădem în descurajare, să fim nemulțumiți, să ne certăm unii cu alții. De ce? Pentru că noi nu știm că Dumnezeu este acolo. Și după ce s-a trezit, când a avut momentul acesta, Revelația aceasta, a spus cu adevărat, Dumnezeu este în locul acesta și eu n-am știut. Cea mai profundă legătură cu Dumnezeu. Nu este aceea când faci 100 de rugăciuni, te pleci de nu știu câte ori pe pământ, la pământ, faci tot felul de mătănii și uh, de uh, servicii religioase, te duci în pelinaje. Nu, nu asta este legătura cu Dumnezeu. Poate să facă parte din legătura cu Dumnezeu tot ceea ce am spus. Însă, ai o legătură bună cu Dumnezeu în momentul în care ești conștient de prezența Lui în orice moment. Când îți vine să furi, să zici, Doamne, Tu ești aici. Când îți vine să minți, să zici, Doamne, Tu ești aici. Când îți vine să faci un lucru ilicit, să spui, Doamne, Tu ești aici. Și nu doar pe momentele acestea negative cu să nu, ci momentele grele din viața ta. Când treci prin încercări, când credința ți este pusă la probă, să fii conștient că Dumnezeu este acolo. Când ai de greutăți, când ai de provocări, să știi că Dumnezeu este acolo, oriunde, în pustiu, în locuri cu fiare sălbatice, în locuri periculoase, Doamne, Tu ești aici. Aceasta este cea mai mare și cea mai puternică legătură pe care poți să o ai cu Dumnezeu. Și nu depinzi de un loc anume, de o icoană anume, de un ritual anume. Toate sunt bune în, în sensul și în locul lor. Însă, dacă tu nu realizezi că Dumnezeu este prezent în viața ta, înseamnă că nu este Dumnezeul tău. Iacob s-a trezit din somn și a zis, cu adevărat, Domnul este în locul acesta și eu n-am știut. Oare noi ne-am trezit din somnul acesta al viețuirii spirituale? Noi dormim cu Dumnezeu în viața noastră. Dormim. Și nu ne dăm seama că Dumnezeu este prezent în viața noastră. Și după aceea a făcut o juruință lui Dumnezeu și a zis, Doamne, dacă va fi cu mine, Domnul, mă va păzi în timpul călătoriei pe care o fac, dacă îmi va da pâine, haine să mă îmbrac și dacă mă voi întoarce în pace în casa Tatălui meu, atunci Domnul va fi Dumnezeul meu. Doamne, dacă vrei să fii Dumnezeul meu. Te provoc. Știți ce îmi place la Dumnezeu? Că acceptă provocările. Dumnezeu acceptă provocările, abia așteaptă să-l provoci. Și istoria arată că, de fapt, Iacov a trăit toate aceste binecuvântări în viața lui, și ceea ce i-a promis Dumnezeu s-a împlinit cu vârf și îndesat. Și astăzi, poporul care a ieșit din el și din care a ieșit Mesia. Se bucură de aceeași binecuvântare. Este foarte interesant cum Dumnezeu își ține cuvântul. Și dacă mă voi întoarce în pace, în casa Tatălui meu, atunci Domnul va fi Dumnezeul meu. Piatra aceasta pe care am pus-o ca stâlp de aducere a minte va fi casa lui Dumnezeu și îți voi da a zecea parte din tot ce îmi vei da. S-a împlinit lucrul acesta? S-a împlinit. Și încă ceva. Aici este un indiciu cât se poate declar că țara în care a călătorit Iacov și în care a călătorit patriarhii este a poporului lui Dumnezeu. Nu este a Hamasului, nu este a statului palestinian. Și aici să știți că nu fac deloc politică. Vorbim de niște lucruri care se întrepătrund cu planurile lui Dumnezeu. Și Dumnezeu spune despre țara aceea: țara este a mea. N-ai tu cum să vii să spui că facem noi fâșia nu știu care și tragem cu linia pe hartă, cum a făcut unul dintre liderii politici sovietici, nu Hrușciov sau care. Și a mai tăiat o parte din Basarabia și a făcut granițele cum a vrut ei. Nu, țara aceasta este a lui Dumnezeu și a urmașilor săi. Pentru că Dumnezeu a promis lucrul acesta. Și Actele de cefe sunt aici în Sfânta Scriptură, nu sunt la ONU, nu sunt în alte părți și în fișierele NATO și pe unde vreți dumneavoastră, nu. Actele de proprietate ale poporului Lui Dumnezeu sunt aici în Sfânta Scriptură. Și oricine se ridică împotriva Lui Dumnezeu și a planurilor sale are de face cu Dumnezeu și este direct sub blestem. Iacov a plecat la unchiul său Laban după... Întâlnirea aceasta cu Dumnezeu, am zice noi, în viața noastră și El în viața Lui, că de acum înainte merg lucrurile și așa, am mințit, am făcut nu știu ce, dar Domnul e bun, ne iartă, da, Domnul e bun, ne iartă, însă consecințele alegerilor le suportăm. În istoria lui Iacov se vede cât se poate declar că Dumnezeu te iartă, dar nu te scutește de consecințe. Noi, pentru consecințe, am inventat soarta. Când facem niște lucruri sau luăm niște alegeri deci greșite în viața noastră, și când vine reculul consecințelor a spune, vai soarta, vai soarta, 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 viața, norocul, astea au venit peste noi sau au dat ghinoanele toate peste noi. Nu. Dacă stăm bine să ne gândim, viața noastră. Este o proiecție în foarte mare parte a alegerilor pe care noi le-am făcut și le facem în fiecare moment, dar nu prea vrem să recunoaștem, pentru că această înfruntare și această înfățișare directă te face să suferi foarte mult. Și ori te schimbi, ori dacă nu continui cu aceste prejudecăți, cu aceste scuze, cu aceste justificări ca să fugi de durerea aceasta, dar oricum consecințele rămân. Și consecințele acestea au fost dureroase în viața lui Iacov. A ajuns la Laban, la un cheșu. Și bineînțeles că ăsta nu era un unchi din ăsta iubitor, așa, care să îl menajeze pe odorașul fetei lui. Nu, no. ăsta era un șmecher, știa să profite la maxim de situație și să aducă în avantajul său tot ceea ce se putea mai bine. Și a zis, da, vrei să... Bine, uite, n-ai avere, ești fugar, muncești la mine și o să-ți faci avere, o să-ți faci... A, ești și nensurat, uite aici fetele mele, pe care vrei să o alegi și muncești și pentru ele, nicio problemă, te faci om. Și într-adevăr, mai de mult, dacă nu aveai avere ca băiat puteai să dovedești părinților după un anumit număr de ani dacă ești gospodar, dacă ești bine chivernisit, puteai să muncești ca să câștigi fata da? nu e uh, o vină că te-ai născut sărac, o vină este dacă mori sărac și dacă nu știi să-ți chivernisești viața asta este o mare problemă și atunci puteai să faci lucrul acesta și s-a apucat de lucru uh, da, Iacov și-a muncit prima dată pentru Rahela, pentru că o iubea foarte mult și era frumoasă la chip și a zis, uite, gata, acum muncesc pentru ea șapte ani de zile. Șapte ani de zile, ok. A muncit șapte ani de zile, după șapte ani de zile, noaptea anunții, bineînțeles, i-a dat bine să bea la ban, era beat, turtă, vă dați, eu nu știu cât de beat a putut să fie, că nu și-a dat seama că este altă femeie decât cea pe care o iubea. Da, deci era de, de beat în cort, a doua zi, pă, zic că asta e Lea, nu e Rahela, cea pe care o așteptam eu și pe care o doream. Și o zic, na, acum îți împlinit săptămâna cu asta, din luna de miere, și mai lucrez încă șapte ani pentru cealaltă, pentru Rahela. Și așa s-a întâmplat. 14 ani pentru soțiile lui. Și apoi a mai lucrat încă vreo șase pentru avere și în felul acesta, vreo 20 de ani din viața lui a trebuit să muncească și am zice soarta, nu? Soarta a fost necruțătoare cu el, nu? Alegerile lui. Pentru că Dumnezeu nu l-a pus să mintă ca să se autobinecuvânteze. Dumnezeu nu l-a pus să înșele tatăl, pentru că Dumnezeu nu lucrează în felul acesta. I-a dat binecuvântarea, dar i-a dat-o mai târziu și l-a făcut să învețe lecțiile pe care trebuia să le învețe. Bineînțeles că cele două și țiitoarele lor au intrat în competiție și în casa lui Iacov era tot timpul un război între fiii țiitoarelor, unei femei, între fiii unei soții și acelelalte soții și tot timpul era un conflict. Un conflict care a mognit toată viața și care... A avut consecințe și mai mari după evenimentul Iaboc, când Iosif a fost vândut în Egipt, și frații lui au mințit că a fost sfâșiat de o fiară. Era ceva care mocnea acolo atât de mult încât au fost în stare să mintă atât de bine chiar pe tatăl lor. Și să-l țină sub această tensiune ani de zile să creadă că fiul său este mort. A plătit Iacov. Cu vârf și îndesat. Toate aceste alegeri ale sale. Copiii lui Iacov, așa cum am spus, au fost tot timpul în certuri și. A venit momentul ca să plece din Canaan. Când să plece, la ban, pe urmele lui. Stai, bă, băiete, unde pleci? Hai, vină încoace. E venit cu sabia, dar Dumnezeu i s-a arătat și a spus, nu, de viața lui nu te atingi, l-ai chinuit destul. Și a plătit polițele, a lucrat pentru averile lui să nu-i spui nici măcar o vorbă rea lui Iacov. Te duci, te despași de el frumos și lasi în pace. Și vine momentul, după 20 de ani, și apropo, fac o mică paranteză, s-ar putea ca abia acum să te întâlnești cu anumite alegeri pe care le-ai făcut în tinerețe sau mai de mult. Și asta nu că vreau să te sperii sau să te îngrozești, însă aceste consecințe ne fac să fim responsabili. Pe de o parte Dumnezeu se ține de cuvânt atunci când vine vorba de binecuvântare. Dar pe de altă parte, Dumnezeu nu te scutește de suferință și de consecințele alegerilor tale. Da atât să ne gândim la aspectele acestea. A plecat Iacov acasă și a venit momentul după ani de zile să se întâlnească cu fratele său. Când s-a despărțit de Laban, au făcut un uh, monument de aducere aminte. Și versetul 30, 53 din capitolul 31 spune, Dumnezeul lui Avram și al lui Nahor, Dumnezeul tatălui lor, să judece între noi. Observați că nici măcar acum, Dumnezeu nu era Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov. Se duce mai în spate la Nahor, la Avram și la tatăl lor, încă nu trecuse încercarea de foc. Apoi, când a ajuns aproape de vadul Iabocului, Iacov a trebuit să dea bătălia vieții lui. A trebuit să se confrunte cu realitatea. Sunt răi care dor foarte tare și cele mai dureroase răni sunt cele nevindecate de ani de zile, care au stat acolo și au mocnit și au supurat și au sângerat și n-au fost tratate și nu au fost vindecate. Acestea sunt cele mai profunde răni, acestea sunt cele mai grele dureri și oamenii le evită. Și momentul în care trebuie să le înfrunte este foarte greu pentru ei și pentru noi. În momentul acela, spune capitolul 32, începând la versetul 9, că Iacov a zis, Dumnezeul tatălui meu Avram, Dumnezeul tatălui meu Isaac, observați, nu spune Dumnezeul meu, tu, Doamne, care mi-ai zis, întoarce-te în țara ta și în locul tău de naștere și voi îngriji ca să-ți meargă bine. Eu sunt prea mic pentru toate îndurările și pentru toată credincioșia pe care ai arătat-o față de robul tău. Căci am trecut Iordanul acesta numai cu toiagul meu și iată că acum fac două tabere. Izbăvește-mă din mâna fratelui meu, din mâna lui Esau căci mă tem de el ca să nu vină să mă lovească pe mine, pe mame și pe copii. Și tu ai zis, eu voi îngriji ca să-ți meargă bine și îți voi face sămânța ca nisipul mării, care de mult ce este nu se poate număra. Rugăciunea omului care ajunge în momentul acela de confruntare cu trecutul, cu durerea, cu toate lacrimile, cu toată suferința, cu toată povara vieții toate au fost puse în rugăciunea aceasta. Nu este rugăciunea aia uh, pe care o facem la masă, Doamne, îți mulțumim pentru mâncarea asta, te rugăm să ne-o dai și altă dată, te rugăm să ai grijă de uh, săracii din Africa și din Bangladesh și după nu știu unde, e rugăciuni din astea așa făcute la duzină. Nu este vorba de o astfel de rugăciune, ci este rugăciunea în care pui tot sufletul, în care pui toată durerea, tot amarul tău, toată tensiunea și dramatismul care există în momentul respectiv. Și nu te mai rogi așa ca să fie rugăciunea bifată. Am făcut-o și pe ziua de azi. Nu. Este momentul în care îți sfârși sufletul înaintea lui Dumnezeu. Și am zice, ba, hai că Dumnezeu, parcă asta pe care l-am făcut noi, bunicuț cu barbă lungă, gata, lasă, nu mai plânge, dar nu. Îngerul Domnului s-a luptat cu el toată noaptea. Credea că e un dușman, că vrea să-l omoare. S-a luptat cu el toată noaptea. Și când și-a dat seama în zori că este Îngerul Dumnezeu, s-a prins de haina lui și a zis, Nu te las până când nu mă vei binecuvânta. Și Îngerul Dumnezeu l-a lovit în coapsă și șchiopăta și s-a prins cu toată puterea de Dumnezeu și a zis, Doamne, nu te las, binecuvântează. -mă. Îmi pare rău pentru trecutul tău, pentru trecutul meu, pentru tot ce am făcut, pentru alegerile mele, te rog, binecuvântează, -mă, nu mă lăsa. Și doar în momentul acela. După această luptă pe care Iacov a dat-o cu Dumnezeu, spune cuvântul că Dumnezeu a devenit Dumnezeul lui Iacov. Până când nu dăm această bătălie pe viață și pe moarte, în Sufletul nostru, să ne confruntăm cu realitatea în fața lui Dumnezeu, Dumnezeu nu este al nostru nu este în sensul de a-l cunoaște atât de profund. El are grijă de noi, așa cum a avut grijă de Iacov și până atunci. Ne binecuvântează, ne de mâncare, are grijă de noi, ne oferă ceea ce avem nevoie. Însă nu avem acea profunzime în viață a cunoașterii lui Dumnezeu. Și a venit momentul să se întâlnească cu Esau. A făcut el tot ce a putut, a trimis daruri, a trimis robe, a trimis copii, a trimis nevestele și. Ce s-a întâmplat acolo, nu știu. Însă Duhul lui Dumnezeu a lucrat într-o asemenea manieră la inima lui Esau, încât n-a putut să-i mai facă rău. Și de aceea, dragii mei, dacă vreți ca lucrurile și tensiunile și certurile și problemele să se rezolve, nu încercați să argumentați, nu încercați să scoateți în evidență dreptate, ci rugați-vă așa cum s-a rugat Iacov. Pentru că doar Dumnezeu poate să schimbe inima oamenilor, cel puțin pe moment. Pentru că Iacov a rămas, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel, firesc și lumesc și pentru... O ciorbă de linte și-a vândut dreptul de întâi născut. Nu, el nu, nu s-a schimbat în esență, dar Dumnezeu i-a schimbat atitudinea în momentul respectiv. Venea să-l omoare. Și Dumnezeu a zis, nu, nu faci lucrul acesta. Ba, din potrivă, spune Cuvântul lui Dumnezeu că Esau, capitolul 33, în momentul în care a vrut să-i dea darurile acelea, a zis, eu am din belșug, păstrează frate ce este al tău. Și când, când, a ridicat ochii și l-a văzut, spune mai sus în capitol, uh, momentul ăla, uh, Esau a venit și l-a îmbrățișat. Versetul 4. Esau a alergat înaintea lui, l-a îmbrățișat, s-a aruncat pe grumaș și l-a sărutat și au plâns. Cine poate face schimbările acestea? Doar Dumnezeu. Însă Dumnezeu poate face aceste schimbări în momentul în care este Dumnezeul tău. Esau venea să-l omoare. Trecutul poate fi, dacă vorbim metaforic, da, prefigurat prin imaginea lui Esau, vine amenințător spre tine să te ucidă, să plătești pentru ceea ce ai făcut. Însă Dumnezeu poate să schimbe acest trecut al tău. Și aici este o veste extraordinară a Evangheliei, că Dumnezeu poate să schimbe trecutul tău sau cel puțin să-i dau o altă nuanță, o altă interpretare, astfel încât viața ta să devină din nou una frumoasă. După evenimentul acesta, Iacov s-a așezat la Sihem și în partea de ogor pe care își întinsese cortul, zice versetul 19, a cumpărat-o de la fiii lui Hamor, tatălui Sihem, cu o sută de chesită. Și acolo a ridicat un altar pe care l-a numit, fiți atenți, El Elohe Israel. Dumnezeu este Dumnezeul lui Israel. Ce interesant! La 90 și ceva de ani, Dumnezeu devine Dumnezeul lui Israel. Este fascinantă povestea aceasta a lui Iacov și a familiei lui. Bineînțeles că lucrurile nu se opresc aici. Nu înseamnă că dacă Dumnezeu a devenit Dumnezeul tău, nu mai e parte de suferință, nu mai e parte de necazuri. Însă în toată această suferință, Dumnezeu capătă o altă greutate în viața ta. Și după biruința aceasta vine necazul cu Iosif, iar ani de zile departe de fiul său, Iacov nu mai vrea să audă de nimic și de nimeni. Cu toate acestea, spune cuvântul lui Dumnezeu că Iacov l-a câștigat pe Dumnezeu de partea sa. Și după ce a trecut și durerea aceasta cu Iosif din viața lui, Iacov exprima în fața lui Faraon când a fost întrebat ce vârstă are. Capitolul 47 cu versetul 9, Iacov a răspuns lui Faraon, zilele anilor călătoriei mele sunt 130 de ani, zilele anilor vieții mei au fost puține la număr și rele și n-au atins anii vieții părinților mei în timpul călătoriei lor. Anii, zilele anilor vieții mele au fost puține și rele. Oare credeți că, în mod gratuit, face această observație Iacov la sfârșitul vieții sale? Toate că a trăit, a trăit peste 100 de ani, da. Dar nu asta este ideea. Zilele pe care le trăiește în tristare sunt puține și rele. Cât de scump plătim prețul? pentru acele zile în care nu-L cunoaștem cu adevărat pe Dumnezeu și trebuie să plătim pentru ceea ce am făcut în trecut și să tot scoatem din viața noastră, să reparăm lucrurile și deciziile pe care le-am luat în trecut. Este foarte greu și împovărător să trăiești cu gândul acesta și cu regrete. Însă, toate lucrurile din viață și au o rezolvare. Și asta este vestea bună. Cea mai mare veste este că Dumnezeu a devenit, din momentul acela, după evenimentul Iaboc, Dumnezeul lui Israel. Și întrebarea mea este, oare există vreun om care să nu fie ignorant total și fără niciun pic de minte în lumea asta, care să nu fie auzit de Israel? De numele lui Israel? Dumnezeu are felurile lui de a binecuvânta și unul dintre ele este acesta. Chiar dacă viața aceasta este plină de necazuri, de suferință uneori, alte ori poate să fie mai ușoară, mai plină de binecuvântări, alte ori poate să fie plină de durere, totuși, cu ajutorul lui Dumnezeu, viața poate să fie frumoasă, viața poate să aibă o altă încărcătură și o profunzime pe care nu le-ar avea fără el. Dumnezeu a devenit Dumnezeul lui Israel, așa cum se spune aici în, în, în capitolul care vine imediat după experiența Iabocului, în capitolul 33, da, acolo a ridicat un altar, versetul 20, pe care l-a numit El Elohe Israel. Tu ai în viața ta un altar, un semn de aducere a aminte, un eveniment care să-ți aducă, în permanență aminte că Dumnezeu este Dumnezeul tău? Sau o altă întrebare: a devenit Dumnezeu Dumnezeul tău sau este doar Dumnezeul altora? Dumnezeul bunicului, al străbunicului, al părinților, al familiei, al neamului, al țării, numai Dumnezeul tău nu. Sunt atât de mulți care nu cunosc pe Dumnezeu și care nu știu. Dacă Dumnezeu este al lor. Și continuă cu nivelul acesta de poezioare, de rugăciuni prefabricate, de experiențe împrumutate de la alții. Însă Dumnezeu devine Dumnezeul tău. Când ai plâns, când ai trecut prin greutăți și când le-ai rezolvat cu ajutorul lui, atunci se poate ridica acel altar în viața ta pe care să poți scrie cu degetul, poate tremurând sau sângerat, Domnul este Dumnezeul meu. Așa că, dragii mei, prin orice evenimente a trece în viață, nu vă mințiți și nu vă păcăliți cu experiențele și cu viețile altora. Trăiți propriile experiențe cu Dumnezeu. Trăiți-vă viața cu Dumnezeu. Pentru că doar așa Dumnezeu poate să fină și să devină în viața noastră Dumnezeul tău și Dumnezeul meu.